Bună, dragii mei, donatori de orgasme și bine ați venit la un nou playlist. Da, știu că am promis de mult că mă apuc de treaba asta. În sfârșit am și eu timp acum să bat câmpii pe vloguri. Încă primesc întrebări de la motocicliști începători despre pași, despre obligații și mai departe, vis-a-vis de aderare, de afiliere la un club moto. Drept urmare, am făcut în așa fel încât să le grupez cumva, informația va fi concentrată, structurată mai multe episoade, vis-a-vis de etape, etapele aderării într-un MC, obligații și mai multe detalii vis-a-vis de treaba asta. De, să-i dăm drumul, zic, dar înainte de o pauză publicitară. La mulți ani, acum când înregistrez, este 1 decembrie, ziua noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, românași. Bun, în acest scop am apelat la mai mulți prieteni, membri de MC, MC și așa mai departe, oameni cu vechime în acest tip de organizare, să mă ilumineze în așa fel încât să vă pot ilumina și eu pe voi. O să începem cu primul pas și anume hangar, hangaround, suport. Eu am mai atacat subiectul ăsta într-un episod mai de mult făcut pe Mobră, ba nu așa de mult, dar anul ăsta cred, o să-l bag în comentariile de jos. În același timp, vă rog frumos să participați, membrii, non-membrii, cu întrebări, cu adăugări, deci nu știu, poate îmi scapă ceva. Sper să vă fie de folos, mai ales celor care abia ați intrat în lumea moto și care sunt interesați să intrați într-un club, indiferent de sistemul de organizare, fie MC, fie RC, fie MF și așa mai departe. Să-i dăm drumul, zic. Da. De ce MC-urile par inabordabile? De ce membrii unui MC par aroganți și plini de secrete? Asta în comparație cu un RC. Un RC presupune, la nivel de definiție, un grup de prieteni care au în comun pasiunea moto și care vor să se identifice într-un anumit fel, astfel fiind recunoscuți în comunitate. Un MC presupune un grup de prieteni vechi. Vei întâlni noțiunea de frate destul de des în aceste MC-uri. Noțiunea vine din subcultura americană ca și noțiune de club MC și presupune că membrii acelui grup denumit MC se percep între ei ca niște frați, ca niște prieteni care se cunosc pe dinăuntru și pe din afară. Prieteni care nu mai pot avea secrete unii față de ceilalți. Noțiunea de frăție este și motivul pentru care accesul într-un MC presupune o perioadă destul de lungă de timp. Perioadă justificată de necesitatea de cunoaștere între noul venit și membrii existenți și presupune câteva etape. Și astăzi abordăm prima etapă. Hangar, hangaround, suport. Cum vrei să îi spui? Și da, citesc, pentru că nu vreau să stric ceva, textul e foarte mișto, mulțumesc încă o dată, te știi tu. Hangarul sau hangaround-ul este acela care a aflat de MC și vrea să îi cunoască, fiind acceptat de membrii MC-ului ca pe unul de-al casei, o persoană familiară, generală acceptată, va purta un patch de identificare tocmai în ideea de a fi recunoscut ca fiind, într-un fel, nu încă, parte din grup. Așa va fi perceput de membrii altor cluburi și membrii clubului respectiv din alte chapter. La sfârșit vă explica ce e la chapter, ce e la, mă rog, termenii ăștia care poate pentru unii dintre voi sunt necunoscuți. Tipul acesta de acceptare îi dă dreptul respectivului să se implice și să participe într-o anumită măsură în viața clubului.
va putea participa la petreceri, plimbări, chefuri private, împreună cu ceilalți membri de club. Va începe astfel să observe și să înțeleagă ce se întâmplă în club și va avea opțiunea de a rămâne în grup sau de a pleca pur și simplu. În cazul în care va rămâne și va arăta prin implicare că își dorește să facă parte din club la un anumit nivel, mai devreme sau mai târziu va fi observat și se va propune intrarea în club ca și prospect. Etapa prospectoriatului, ca să zic așa, etapa așa nume prospect, o voi dezbate într-un episod următor. Și acum am zis că o să dau legenda, da? Păi, hai să începem așa. MC, Motorcycle Club, RC, Riding Club, Riders Club, MF, Motorcycle Friends. Da, toate sunt americanisme. Aia e. Cultura vrem, nu vrem, de acolo vin. Cultura asta, influențele. Bun, ce am mai spus aici? Am mai spus, am mai folosit termenul de chapter. Chapter e, un chapter este o filială. Un MC poate avea mai multe filiale, și anume chapter, în diferite zone ale țării sau orașe și așa mai departe, da? Deci chapter este filial. Sper că e ok și că ați înțeles ceva din asta. Repet, filmulețul ăsta este pentru cei care abia au intrat în lumea asta moto și sunt interesați să adereze la un club moto. Întrebări, adăugări, chiar vă rog, că na, poate am stricat ceva și mă îndoiesc, asta e cea mai simplă parte din hangaround, pentru că eu sunt de o viață hangaround. Vă rog frumos să le băgați în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, încă o dată la mulți ani. Mulțumesc, România, vă pupă vaca și ne vedem la următorul episod, cred că săptămâna asta.